Fanii echipei naționale de handbal se vor bucura în această toamnă de un adevărat spectacol handbalistic la cea de-a 48-a ediție a Trofeului Carpați. Alături de România, la ediția din acest an au confirmat prezența până acum echipele naționale ale Olandei și Ungariei. Naționala de handbal feminin a Olandei, medaliată cu argint la ultimul campionat mondial, a acceptat invitația Federației Române de Handbal de a participa la a 48-a ediție a Trofeului Carpați. Evenimentul se va desfășura în perioada 26-27 noiembrie în sala polivalentă din Cluj-Napoca și va reprezenta ultimul test al tricolorelor înainte de campionatul european din Suedia. După ediția din 2015, la care au participat România, Germania, Brazilia și Suedia, fanii handbalului vor avea astfel din nou ocazia să asiste la un show handbalistic de nivel mondial. Puternica reprezentativă a Ungariei, multiplă medaliată la campionatele europene, mondiale și Jocurile Olimpice, și-a anunțat și ea în mod oficial participarea la Trofeul Carpați 2016. Ultima echipă din careul cu aș se va anunța foarte probabil după Jocurile Olimpice. Competiția se va desfășura în sistem Final Four. Ne bucurăm că avem șansa să ne batem cu echipe puternice înainte de campionatul european. Pentru Thomas Raid este o bună oportunitate să testeze jucătoarele în meciuri de foc. A fost și dorința lui, iar federația face eforturi constante să asigure toată logistica necesară performanței la echipele naționale. Vom încerca să ținem ștacheta sus la Trofeul Carpați și să avem totodată parte și de un spectacol de calitate la Cluj-Napoca pentru fani, a declarat pentru site-ul oficial al Federației Române de Handbal președintele Alexandru Dedu.